și romul care i-a adunat de sânge gale, devine... Deci piunem, da, piunem. Da, dar totuși mai vorbim puțin. Hai să vedem. Da. Pentru, pentru piune, da. Mă duc în triunghiu, H, V, H, V, nu? Da. Și... Și arătăm piunul în paralel și la o dată din, din cine vine acum? Din AB. Da. Piunul în paralel cu AB. La răcoabe și cu HF. Da. HF e de la... HF tot e egal la răcoabe. Două trei de latura pătratului. Doi, două, trei, doi pe trei va fi. Uite, Q ne... devine o diagonală. Q ne... În drog. Așa. Da. Și ea, Q ne, este două trei din HF. Două trei din HF. Dacă îmi face într-o de HF asemănarea. Și dacă devine 2-3, dar HF este cât AB, de fapt, devine... Deci putem să arăt o spune. Da? Da. Chiune, hai să spun, chiune egal cu casă 3 și mai bine egal cu 2 pe 3 din AB. Bine acum? Da. Chiune... În mână egal cu dedesubt arătă, mână egal cu două trăimi din tot AB. Din AC. În AC sau AB din pătrat suntem, din AC, spun așa AC. Dar acum AB egal cu AC înseamnă de aici. AB egal cu AC? Păi AB cu A. AB din AC. Nu, dar pe de ce zis din AC? În mână e paralel cu AC. Mă pâr mai în mână, trebuia să spun. Da, da, a zis mână de-aia, ia văzut din AC. Mă-n pă. Diagonala cealaltă. Da, diagonala cealaltă. Mă-n pă din E. Cu E, G. Da. Cu 2 pe 3 din E, G. E, G. Dar E, G egală cu AB. Deci din AB, hai să-mi gândim. E, G egală cu AB? Păi cum să? Păi pătrat este... E, G cu AB. E, G e cât BC și BC nu e cât AB? Da, pătrat. Da, e cât de ce cât AB. Da. În final, chiul este cât mână. În final, mână cu chiul pătrat. Corect. Mână, 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 pe chiul pătrat. Bun. Dar cine v-ați aflat? Să arătați că sunt paralele, nu? Mână cu chiul cu ABCD. Da, dar noi ne-am dus pe la alt ideea noastră acolo. Da, dar o să ne-am spus. Primați pe lui și la alii. Exact. Da. Acum știu că mână e paralel cu AC și... Mână paralel cu AC. C. Așa, și ne ducem în triunghiul V, G, F. În triunghiul V, G, F. V, G, F, da. Scriem V, P, supra, V, G, egal cu V, N, supra, V, F. Da. Și egal cu 2 pe 3 și așa că rezultă că PN e paralel cu GF și cum GF e paralel cu DB, PN o să fie paralel cu DB. Corect. Da, și rezultă că cum DB e aceeași... Deci am MN paralel cu AC. Hai să zicem așa, da? MN paralel cu AC. Da, într-un cu VGF acum. Într-un cu VDF. Analog putem arăta tot așa că PN... E cu DB. Paralelă cu DB. Da. Și cum DB cu AC se intersectează în punctul ăla, o DB concret. Da. Deci AB, AC intersectează DB, e al mulțimea formată din O. Iar MN se intersectează cu NPN, adică se vede că asta se concrete au cu comun, deci mână intersectează penă, penă din alba și ca aprobată din N, și ele sunt paralele două, de două cele care sunt intersectează, rezultă planul mână B, planul mână B, este paralel cu planul ABC. ABC de la deci aveam că până e paralel cu DB. P? Nu, cu DB. Da. Mai aveam că mână cu AC. Mână da. Cu AC, da. Așa. Și cum a ajuns noi, da? Păi dacă cele două plane, cele două drepte concurente
Deci ca să fie plane paralele, am reușit să luăm o dreaptă dintr-un plan paralel cu cealaltă dreaptă. A doua dreaptă, paralel cu DB și cele două plane, cele două drepte sunt concrete lor. Da. Două drepte concrete formează un plan. Da, și până e paralel cu OB. Deci, până... Până cu OB și cum OB aparține cu ABC, da. Este că până cu ABC acces. Da, deci am reușit în final să arăt că cele două plane sunt paralele. Acum aria. Acum aria genetică, am demonstrat mai sus, deci ce? Aria lui mână cu... O să zicem aria. Mână cu ce puteți zice? Nu, zic, da, bata pe mațachită. Egal cu două ore are mână pe Q, da? Egal cu de două ore are mână pe mână. Mână pe... Hai să zicem așa, aria lui mână pe Q. Supra aria lui... A, B, C, D. A, B, C, D. 2 pe 3 la mână 2. Este egal... Cu 2 pe 3 la... Stai să vedem. Cu 2 la 2 pe 3. O secundă. În raport cu aria lui GF, HE, trebuie să-l vedem. GF... Deci, da, este așa. Așa vine pe pătratul ăsta. Mijloace, mijloace, mijloace. Când noi, fiecare latul aia și 2 pe 3 din EF. Deci mână, dacă vrei să o raportezi la... Hai să nu mai raport. La ABCD? La ABCD. Cât reprezintă mână din AC? Păi am zis, ACP3. E ACP3, da? Da. Și atunci, cu cine este egal aria unui pătrat? Latura la a doua. Latura la a doua, dar nu e AC la a doua, că dacă v-ați luat AC, lucrurile s-au schimbat. Da, profesor. Da. Dar aria la mână pe Q e mână la a doua. Aria la mână... Pe Q. Pe Q este mână la a doua. Da. Corect. Aria... Hai să mă duc așa. Aria la mână pe Q egal cu mână... La a doua. La a doua limbermite, că știi că e pătrat. Da. Da. Și egal mai departe, pe mână cât am fost-o mai? ACP3. Nu, e ACP3, da. A zis că este egal cu ACP3. Egal cu A, C, supra, 3. Dar totul la... A, C la a doua pe 9. Și egal mai departe cu A, C la a doua pe 9. Și egal mai departe, în loc de A, C, viruna, pot să spun că este L radical din 2. A, C, diagonala e L radical din 2. Da, L radical din 2 pe 9. Da, pe 9, aia e la pătrat. Nu-i totul, numai e L radical din 2 la pătrat. Așa, numai L radical din 2 la pătrat. Și 9 e afară, da? Da. Și egal mai departe cu... 2 e la 2 supra 9. 2 e la pătrat. Pe 9. Supra 9. Dar e la ABCD. Egal cu 2 pe 9. Ori L la pătrat, dar L la pătrat este ABCD. L la pătrat e... Aria pătratului. E mână. Nu, aria L la pătrat, A, B la pătrat, adică aria pătrat cu A, B, C, D. Da. 2 pe 9 ori L la pătrat, nu? Da. 2 pe 9 ori L la pătrat. L la a doua, care înseamnă 2 pe 9 ori aria lui A, B, C, D. Da. A, B, C, D. Da, că L nu e notat la pătratul. Așa. Lui ABCD. Aia lui ABCD e calculul pe la a doua. Din cea a doua. Da, stai puțin că... Dar noi nu avem pătratul, ci jumătate și jumătate. Împărțit la doi. Exact. Deci, aria lui Pinocchiului mână... Mână P. Mână... Se calcă 2 pe 9 ori 1 pe 2 ori aria lui ABCD. Este... 2 pe 9 ori... Este egal cu jumătate. Da, da. 2 pe 9 ori 1. Deci, e 1 pe 2. Hai să scrim așa. 1 pe 2 din aria lui e MPQ. Da. MPQ. Da. Care înseamnă egal cu 1 pe 2 din 2 pe 9 aria lui A, B, C, D. Da? 2 cu 2 se zic. Și
Și atunci, area lui MNB suprarea la ABCD? E 1 pe 9. 1 pe 9. Da? Deci e egal cu 1 pe 9. Și egal cu 1 pe 9, acolo, da? Acum, e acum. Distanța, acum e acum. Acum. Hai, ce avem de tot? Distanța de micile două. Distanța dintre mână pus și apă. Corect. Adică distanța dintre mână pe tu și ABCD, nu? Așa. Deci asta să punctăm și să lăsăm și noi asta, că am avut raportul ariilor ăla. Da, am avut, da. Deci aria triunghiului MN pe supra aria ABCD egal cu 1 pe 9, nu? Corect. 1 pe 9 și acum avem multul de punct. Ei, ce am spus noi mai devreme? Ei, acum e acolo. Da. Ca să ne amintim, distanța dintre două plane înseamnă perpendiculară comună oriunde am vrea noi între cele două plane. Dar sigur va fi o chestie care să însemne în legătură cu ce avem noi aici, cu elementele care avem noi aici. Da? Elementele de aici. Nu oricum. Da. Și acum. Hai să vedem, Miruna. Să duc din... Nu din... Chiună. Chiună, da. Da. Chiună... Diagona la mână pe chiun. Așa. Vreau să te invit. Chiu pe cine se află? Chiu se află pe HB. Perfect. Ne pe cine se află? Pe VF. Pe VF. Prin secționarea asta, VO, ce crezi că a suferit și ea? A suferit și ea ceva? VO da. Înălțimea. Și anume... Când nu o tai pe VO, da. Își informează 2 pe 3 ăla. 2 pe 3 pe VO, nu știu cum să o treime. O treime. Da. Da? Da. Toate sunt toate elemente tăiate cu o treime, de 42 treime de lucru. Și atunci ce reprezintă o 1 O? Da, e înălțimea, nu? Asta e distanța. Intelecția diagonalilor, și pătrat diagonalilor de pe care și unul este chiar înălțimea. Și le-o trimit din toată vânt. Asta e distanța între cele două plane. Și le-o trimit din toată vânt. Și toate o lăutrimit din două. Două. Și cu voi, nu? Deci, simplu, că voi dar pe nouă trimit și nouă pe trei, iar nu vezi, vedeți? Hai să vedem bucurate. De ce am făcut eu chestia asta? De ce m-am dus în triunghiul V, H, F, V, H, F? Pentru că V, H, F e un plan ăsta. Da. V, H, F, nu? E un plan de intensitate între V, H și V, F. Ia. Fiindcă unește pe H cu F, care sunt mijloace, da. Trece prin om. Da. Valorii chestia asta. Trece prin om. Prin om. Prin om, mai întâi la bază. A. Cu oamnă, da. Da? Și analog trece mână prin om. O, un. Da. Ca diagonală. Corect. Și cum V, O e perpendiculară pe planul bazei, și cele două plane sunt paralele. Și V, O, unul e perpendicular și pe M. Dar ai păcat, tu mi-ai spus mai un plan. Că nu știu, așa înțeleg. Deci V, O era perpendicular pe ABCD. Da. Dar cum Q, M, B nu e paralel cu ABCD. Da. Deci că V, O e perpendicular și pe Q, B. Sigur că da. Și trebuie să luăm numai secțiunea de aici. Așa. Păi da, cum e mai aici? Și eu mă uit, dar tu nu ești prins. Da? Nu te fi prins? Nu știu, acum mai simplu, da, înainte. Trebuie să vezi la ce s-a spus. Distanța dintre două plane e măsurată, e segmentul acela care să fie perpendicular pe amândouă. Și eu ce am făcut? Puteam să-l duc la iurea, dar m-am dus din vârful piramidei, care... Da. Și înălțimea piramidei este secționată
de planul care am pus, în ce punct este secționarea, în ce punct de intersectare planul PV-O? O-1. Și am arătat O-1. Și atunci mi-a rămas, bucății cum V-O era perpendiculară pe planul ABCD și este foarte bine, și cele două plane sunt perpendiculare, atunci și V-O-1 e perpendiculară pe MMP-ul ăsta. Q. Și ce-a rămas segmentul acela, bucata aceea, cum asta măsoară. Distanța? Știi de ce nu reușești tu? Pentru că dacă ei dă trei puncte, ea pe alea trei le analizează, nu mai aduce un compun. Ei, azi, cauza asta, încă o dată am arătat că Q-ul ăsta mi-a făcut probleme. Și în ce luat, eu n-am tot din cauza asta, nu vedeam. Nu vedeam. Nu trei puncte și la asta a fost ușoară. Esențial a fost să văd Q-ul ăsta care apare aici, pe cealaltă apătă. Pentru că se face secțiunea. Se face secțiunea, așa e secțiunea clară. Exact. Da. Când nu mi-am dat seama că totul acolo e un pătrat, am altfel exact. Pătrat, nu mi-a certat problemă. Dar el a făcut aceste lucruri pentru că o să fie de mare folos. Da, înțeles. Q-n, invers de treia să te duce în, știi, în centru. Dacă tu nu făceai partea asta, trebuia să te duci în planul V-E-F. V-E-F. Cum ne-am dus în planul VF, nu, în EOG, în EOG, cum MP. Era pe la EOG. EOG. Și este la fel. Da? Cum taie prin nouă, taie și în celălalt, tot asta are diagonală, dar trebuie să te duci. Dar știți cum, domnul profesor, noi am făcut-o fără să îl găsim al patrulea. Și ne-am bătut capul, nu găseam, nu vedeam nimic. Nici măcar, nici aia, nici bă, 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 pe aia am demonstrat, dar pe aia nu am mai demonstrat nimic al aia. Da. Dar pe aia și bă, nostru, nu? Așa, că am dus înălția cu mare viscositate, deci din A, am dus pe Diana, pe V-O. Deci când atunci al patrulea, cum tu trebuie să-l și așa, da, da, îți clarifică. Deci cum mai așa trebuie să faci într-una ca să fii în partea acolo? Secțiunea trebuie să o vezi complet. Și dacă o vezi completă, te duci pe problemă, dacă nu, dacă e pe așa. Când te reduci planul numai la cele trei puncte, el la autor îți dă cele trei puncte, că trei puncte necoreale de tot plan. Și de acum tu te duci pe secțiune, pe toate, cum dai și toate fețe. Îți facem auză, mai întâlnit. Da? Doi vreau. Mai vreau. Nu vreau să mai puneți? Dar ea mai vrea una, așa e minuna, iată, pe vorba de Excel, care nu mă nebuni și cu tot doi, iar nu știi ce mă chef, cum te dau. Mai vrea. Da. Și de la una la alta, și aia la alta, de la română, știți? Da. Vă lăsa cu mama la română. Băi, da, știi ce, dar tu știi de la urmă o dată și oră. Exact, și am avut și probleme de la algebră, de vechi de 7 stele. Ce faci acum, când o să intri la liceu, vă duc, vă duc, mi-a plăcut, da. Te duci și ții așa de... Da, mi-a plăcut la liceu maxim, matematica. Da, vă duc, domn profesor. Ce să fac? Deci, avem un parametru cu ipoteză. E cu distanță? Acum, eu stau și mă gândesc dacă aș fi făcut așa. Însă eu fiind profesor doar, eram natural lângă ei, nu? Exact. Deci era natural, era la clasă. Era la clasă, acolo. Da. Și de acolo nu m-a mai interesat. Nu, dacă nu-mi plăcea matematica, cred că eu eram absent total. Ca da, și, da, da, și da, da, mi-a plăcut matematica, fizica, obiectele astea, chimie, da, obiectele astea. Da. Și de aceea. E că să înțelegi, o să-ți placă. Să-ți caut cu distanța, da? Ea avea numai cu distanța, vedeți că pe viața o omoară. Da. Știi, dumneavoastră nu prea vrea, în genul ăsta. E greu acum să mă legi, da. Uite, hai să zic așa, fiindcă m-ai întrebat. Dar nu vrea, nu vrea. Nu, nu, ușor, eu, ușor. Uite, spune așa, câte piramida V, A, B, C, D, unde A, B, C, D, drepturi. De A, B, C, D, piramidă, nu? Da, de A, B, C, D, piramidă. Cu baza unde ești? Piramidă dreaptă? Acum. Dreaptă. Nu. V, A, perpendicular, pe planul A, B, C, D. Deci e piramidă dreaptă. Și atent ce spun. V, A, B, C, D. Da.
A, adică, da, înțeles, înțeles. Da, înțeles, în care am înțeles. Da. Un picuț. Deci, de ABCD, eu pe piramidă, cu ABCD dreptunghi, de ABCD, pe ABCD. Da. Și îți secționăm piramida cu un plan alfa. Din trei litere. Alfa egal cu M, M, P, M, M, P. Așa am zis. M aparține lui VA cu calitatea că V, M egal cu V, M cu M, A. M aparține lui V, V. Așa încât V N egal cu N B. Și P aparține lui V A, B, C. Așa încât V, P egal cu P, C. Mai adaug A, B egal cu 3, BC egal cu 4, iar DO egal cu 6. Să se afle, să se afle area laterală a piramidei. Adică arii tuturor triunghiilor și la mână. Mm-hmm. Deci aria laterală e bază, nu? Fără bază. Mm-hmm. Deci aria laterală egal cu cine? Amintiu. De mine. Distanța dintre cele două parte. Care o să o secundă. Mai întâi să arătăm că MNP MNP, planul MNP, e paralel cu planul de MNP cu ABC. Cu planul ABC. Și ce e? Distanța de la planul MNP la planul ABC. Ui, facem o prismă, cu o prismă cu baza în dreptunghi. Da. Și în înălțimea o facem așa. În vârf? Mm-hmm. Așa. În vârf. Exact. Uite așa facem. La facem parte de E un pic mai lung, nu? Adică nu spre ideea de pătrat, ci dimensiuni de... Să vede mai bine? Da, mă întrebam, acum întrebam dacă o văd pe ei, văd că dau o văd, nu știu ce o vedeam.
Deci, de afară e imagine bună, nu? Da. Îți place, da? De aia te-a luat pe pat. Acum să ducem în mijloacele, nu? Așa, mijlocul lui veal. Mijlocul lui VB. Așa lui, nu? Da. N. A lui V, V. Și mijlocul lui VC. De mare folos și sper să aveți să, că și... Și vă stăm cu Q. Cu Q. Și sper să aveți că Q-ul ăsta e chiar în planul de mână în pâr, nu? Da. Mână... Mână în pâr. Așa. Vom avea o ocazie. Da. Mă centimetri pătrați. Da. Acum aflăm, nu, aflăm cam în nimic.
Îl știm pe VB cât e. VB, se face. La fel pe VB. VB la a doua egal cu 6 la a doua plus AB 4. Asta e 3. 6 la a doua plus 16 și egal cu 36 plus 16 și egal cu 2, 52. Deci VB egală cu 36. 2 la egal 13. VB. 52. Deci VB egal cu 2 la egal 13. 2 radical din 13. Bine? Așa, adică 26 ori 2, nu? Așa. 2 ori 13. Bun. VB e 2 la egal 13. Acum ar ajuns pe VK, trebuie pe acel. Pe A, mi trebuie VK. Dar trebuie AC mai întâi. Da. AC, o problemă. AC la a doua. Da. Este egal cu 16 plus 9. Da. Și egal cu 25. Și rezultă da. Că AC e egal cu 5. Acum aducem triunghiul VA cu dreptunghică în A. Deci că VC la a doua egal cu egal cu 36 plus 25 și egal cu 61. 61. Deci VC egal cu egal cu 61. De ce egal cu 61? Acum, aia... Ce mai avem la egal de 61? La egal de 61, 5 și 2 la egal de 13. Are teorema lui Herron. Da, bine, dar... De moment încerc să vedem un fiu Pitagora. Adică numele acestea. VC care e destul de mare, care e 61. Da, dar 61 și dacă e egal cu 25... Deci mă întreb dacă 61... 4-13. Egal cu cât? 25 plus 4-13. 25 plus 4... Adică dacă e egal cu 25 plus 12, 42. 52, vreau să spun. Dar nu-i clar. Între 61, stai mai bine, trebuie să fie așa. Deci 36, 25, 50, 61. VC ne-a dat 61. VB cât a dat? VB. VB ne-a dat 2 la care 13. VB. Și pe ce e 3? 9 trebuie să fie. Da. Și dacă aduni pe 51 cu 52 cu 9, fac 61. Și noi ce am găsit acolo? Am adunat pentru cu 25. Cu 9. De ce? A, că... Păi și noi ce am curcat? Nu, tu ai zis 25 și 9, mai e. Că e BC. Da, și eu am pus pe... Pe BB, da. Bine, nu mai putează. Deci, e adevărat. Cu asta e extraordinar. Deci, un video ăsta e minoritar. Mai bine, dar hai să fim un pic atenți. Deci, dacă V ai perpendicular pe plan, da. Și din piciorul său nu se perpendiculară pe BC, că trebuie în dreptul. E ce este figura ABCD? ABCD este un dreptunghi. Corect. Deci, unghiul aici la bază, din interior, din așa, adică ABC, cât este unghiul ăsta? 90. 90. Deci, dacă e perpendicular pe plan, și piciorul său am dus o perpendiculară a B, 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 C, atunci VB e perpendiculară pe BC. Încă. Dacă am o perpendiculară pe un plan, da. Vedea, da. Și din piciorul său, de un picat perpendicular, am dus o perpendiculară pe o dreaptă din planul ăsta. Adică V, A, B, V, A, B, nu? Adică A, B, pe B, C. Deci A, B, pe B, C. Hai să zicem așa. V, A, e perpendiculară pe planul ABC. VA, ABCD, mai zicem, da? Mhm. ABCD. Și din piciorul unui obitat, adică unde am țepat planul, și da, din, și avem că AB e perpendiculară pe BC. AB e perpendiculară pe BC. Din ăsta două, rezultă că VB, așa nu e și nou. VB e perpendiculară pe BC. Foarte tare chestia asta. Deci dacă aș da pe un plan, din piciorul său perpendicular pe BC, atunci când unim pe V cu B, și e perpendiculară. Și e perpendiculară. Asta e teorema cea de perpendiculară.
Asta e teorema celor trei perpendiculare, adică asta, asta și cu asta aici. A, adică într-un unghiu... V, B, C, asta care apare, da. Unghiul B din ori de grade. Da, pentru că pentru V, A, E, B, A, B. Deci B, A, E, B, A, V. B, A, E, B, B, C. Da. Da, deci zic că... V, B, E, B, C. Deci... V, A, E, B, C. Pentru că nu e pentru plajă. Da, V, A, E, B, A, B. Adică V, A, și pe B, C, poate veni. V, A, E, B, A, B, V, A, E, B, C, da. A, B, E, B, C. A, B, E, B, C. Pe BC, pe interpliu. Da. Atunci, VB va fi perpendicular pe BC. Adică sună așa. Dacă am un plan alfa și după perpendiculară pe planul respectiv de alfa, așa de perpendiculară înțeapă undeva planul, da? După ce, așa. Și am o dreaptă în planul ăsta. Pe dreaptă de... Da. Din piciorul perpendicular, din piciorul înțepat, planul, după perpendiculară, pe dreapta de... Atunci, V, care era pe dreapta asta perpendicular, V în M, să spun aici, V în M, așa dusă, va fi perpendiculară și pe dreapta dată. Deci, dacă așa pe un plan și din picior duc o perpendiculară pe o dreaptă din plan, atunci V, M va fi perpendiculară pe dreapta respectivă. Da? Ca în exemplu nostru, V era perpendiculară de planul ABCD. Da. Și A, B era perpendiculară doar de BC. Pe o dreaptă din plan. BC-ul asta este acum. Da? Pe unde? Din vârf. Deci, un profesor din arce. Deschide-o puțin. Deci, din vârful piramidei, din vârful piramidei, e perpendiculară de A, B, C, D. Da. Acum, din A, vezi că m-am oprit în A. Da. Din A, am dus-o perpendiculară, A, B, perpendiculară pe B, C. Că asta e pătrat, nu, domnul profesor? Da, sigur. Nu, pătrat, dreptunghi. Dreptunghi. Și perpendiculară, da? Da. Aici. Da? Deci, V, A, perpendiculară pe A, B, C, D. Așa. A, B, C. Așa. Păi, ca pe perpendiculară pe B, C. Pe B, C. Pe dreptunghi, acolo. Da. Da? Atunci, B, B. Îi perpendiculară tot pe B, C. Uite, ca să... Înțelegi, nu? Deci, V, A, perpendiculară pe A, B, C, D. V, A, perpendiculară pe B, C. Pe A, B, C, D. Da. Dacă ar să fie mică, V, A, perpendiculară pe B, C. A, B, perpendiculară pe B, C. Da. Asta, B, B, perpendiculară pe B, C. Pe B, C. Așa. Așa. Uite, uite, uite. Dacă vrei să iei așa. Vezi? Nu, acum am înțeles. Deci da. Era V, A, pe B, C. V, A. Pe B, C. Pe? B, C. Pe B, C. El e pe plan mai înainte și atunci pe orice dreapă. Dacă V, A, pe B, C. A, B, e pe B, C. Restul că se treacă așa de între unghiul dreptunghi. V, B, e pe B, C. Acum am înțeles. Da. Da. Și în felul ăsta, noi am dedus-o din practică. Da. De ce? Am aflat-o și pe asta, am aflat-o și pe asta, și pe asta dimensiuni și am păstrat că verifică Pitagora. Da. Atunci am zis, nu cumva o fie verifică Pitagora, înseamnă ca o lege asta. Și înseamnă că, din clipa asta... Și acolo unde avem triunghiul, deci avem așa, V, A, V, A e pe D, C. V, A, B? D, C. D, C. Avem A, D pe D, C, restul V, D pe D, C. Deci aici e 90 grade. Și acum facem la bine, bine. Haideți să facem cu distanță. Distanță. Distanța ca asta o acceptăm. Da. În distanță. De mână în și A, B, C, da. Și acum așa A, B, C, D. Mână pe Q poți să adăs până la urmă că e mijloc, 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 cele astea, jos da, și aici. Da, și la jumătate? E tot un dreptul, da. La jumătate asta, nu? Am luat mână, da, pe și Q la jumătate. Da? Dar aș vrea să dau seama care este înălțimea. Pe care înălțimea asta? Te duci la înălțimea piramidei. V, A, perpendicular pe A, B, C, D. Da. Cum A, B, C, D e paralel cu M, Q, N, P. Da. V, A, e perpendicular și pe M, Q, N, P. Așa. A, e M, A.
Da, tot așa de interesant și nu toate alte figuri. Dacă tu ai găsit, ai înălțimea piramidei și ai plan paralelogram, așa, atunci și pe înălțime o secționează și pe bucata și din înălțime. Deci mereu când am aflat înălțimea, așa, mă duc pe înălțimea care e piramidei. Sigur că pe înălțimea piramidei, că aceea te spui da, așa. Le mai lucrăm. Dar nu cred că e cu prisma, e clar, dar nu cred că orice. Pentru că și noi am văzut și eu. Da, cu piramide, cu prisma mei. Prisma, cu orice altceva. Da. Deci e simplu dacă înțelegi bine mecanismul. Și a fost al patrulea punct ăsta, ăsta, iar ăsta nu aducea. Păi, acum am sigur, o venit repede, vreau să văd secțiunea. Da. Vreau să văd secțiunea. Aha. Da. În felul ăsta, o planalitatea, punctul, tot așa și poate arăta, poate și, vezi acum. Și cu siguranță secțiunea acolo paralelă cu fiecare de acolo din poligonul de bază. Da, e copia fidelă a poligonului de bază mai sus. Mai sus, exact. De-aia te uiți și paralel deodată acolo unde sunt, la jumătate, la o mătrăinie, la... Orice. Da. Hai să facem sinteză, domnule. Am lucrat numai la geometrie. Da. Am făcut problema de 7 stele. Da, dar nu vreau. Dar nu, nici mă interesează. I-am făcut așa. Da. Dar te dai mari. Nu să mă dau mari. Ce vreau? Da. Ia să te dai și copii mari. Ia să te dai, că e așa mai mult. Știți că ea face... Nu-mi spune, fac singură și dacă nu vreau, nu te înțeleg. Să știți că așa face. Foarte. Să nu credeți că vrea vorbă, nici vorbă. Faci, te rog, mă staci. Cred că s-a depășit de etapa. Da, exact. Și nu mă lasă să-i spun. Pentru că numai așa aș câștig independența încredere. Câte vreme nu lăsăm independența încredere și prima agresivă. Tot. Am zis, îndeveți, domnul profesor, vă dai de. Deci ce am făcut? Am făcut așa. Discutăm după aceea problema respectivă, adică stați de vorbă. Exact. Deci, să zicem, sinteza. Da, sinteza. Cum zice, piramidă, prismă, da, am vorbit despre piramidă. Prismă. Distanța de la... Nu, hai să zicem așa. Piramide, mai întâi piramide. Piramide. Și aici, punct și de elemente caracteristice. Piramide regulată. Regulată. Și aici avem, ce avem aici? Apotema, înălțimea, nu? Prima piramide, apotema piramide. Înălțimea piramide. Apoi apotema poligonului de bază. Că acolo dacă e pătrat, dacă e triunghi, da, apotema poligonului. Bază. Apoi am vorbit de secționarea un plan paralel. Dar și din înălțimea. Sigur, elementele înălțimea. Bun. Secționarea cu un plan paralel. Ce se obține? Un poligon asemenea cu baza, exact. Dar într-un anumit, să spunem, raport. Într-un anumit raport, da? De asemănare. Într-un anumit raport de asemănare. Da? Toate elementele sunt secționate cu... Același raport. În aceeași raport. Adică înălțimea în aceeași raport și mai departe. Da. Plane paralele, am vorbit, nu? Da. Plane paralele. Și distanța între două plane, care o pune pe jar. Distanța. Asta o speriu, exact. Pentru să mai lămuri să te arată. Distanța dintre două plane. Două plane.
plane paralele, da? Da, da. Dintre două plane. Da. Și cu piramida am vorbit acum. Da, da? Prisma. Secțiunea prisme cu un plan paralel cu una din fețe. A fost, nu? Fețe laterale. Exact. Secțiunea prisme cu un plan paralel cu una din fețele laterale. Dar tot am adus la fazile acum, care ne-a făcut... Aceea, poveste. Da. El ți se dă doar cu trei puncte, pentru că trei puncte neconeale determină un plan. După care tu găsești toate punctele cele care sunt din planul respectiv, numai intersecțiile planului respectiv cu celelalte fețe. Și de acolo totul merge în frumos. Da. Cam asta este, să zic, da, am făcut arii. Teorema lui Tales la asemănare, arii. Teorema. Teorema fundamentală. A asemănării. Teorema fundamentală asemănării. Tales arii. Reciproca s-a reciproca. Arii. Arii. Raportul arilor. Da. Tu arilor. A celor două figuri, cu pătratul raport de semnata. Raportul ar, egal, pătratul. Raportul de semnata. Raportul de semnata. Asta am zis. De. Așadar, noi să ne uite să dea like și share, să comenteze la Pof Online și, și să pe YouTube. Și să transmită vestea și celorlalți. Exact, numai așa vor învăța. În momentul de față, în tragedia aceasta care se termină în învățământ, doar o șansă, asta e să transmite din vorbă în vorbă, vorbă să zicem, cum se întâmplă, pentru ca foarte mulți cei care nu știu să ajungă și în șansă, să aibă și șansa de a intra la Pof Online, să facă aceste lecții. Exact. Să-i bucură și pe ei. Este spectaculos. Da. Câtă, da. Uite, câtă tristețe aveai tu în acum 2 ani, ai zis în clasa a 6-a. Știți cum, acum 3 ani am făcut ce a făcut ea. Sigur, da, dar descoperi limbajul. Exact. Aici, performanța ta e bine și din faptul că stâng tot timpul unde da, vine. Da, nu, tot profesor, parcă nu știu, parcă a fost în altă viață, mi-a fost tatăl, profesor, nu știu ce. Deci, practic, a intrat în posesia limbajului, în grec. Da. Da? Așa cum ceilalți care n-au șansa asta, o pot face și pot îmbogăți, să spunem, tehnica asta de a, de a face pe ceva să înțeleagă. Foarte la adevăr, foarte ușor. Da, dacă eu, de ce sunt dovada faptului, domn profesor, după 30 de ani, da? După 30 de ani, da, vin și înțeleg foarte bine pentru că, da? Deci pentru că așa se învață matematica, de plăcere. Am să spun, m-am dumit că, nu, există de ala fel, am stat de vorbă cu Mărin chiar cu Mărin de altfel. Super. Fost în echipa aceea cu ginerul meu, cu fiica mea și cei doi care erau doar mai mici. M-am întâlnit sâmbătă că... Și... Deci, acum are petița și în clasa 0. Spunea, domnul profesor, eu am fost totdeauna antipedagog. Deci felul care dumneavoastră explicați este fascinant. Este nemaipomenit. Da. Abia acum am dat seama ce important este ca să faci înțeles cu ceea ce ai de explicat. Că, zice, așa, eu când mă duc și spun, dar nu știi asta? Adică vreau să știi copilul la nivelul care știu eu? Asta e una. Și doi, domnul profesor, legat de chestia asta, părintele zice, eu știu. Dar nu știu cum să te explic pe limba ta, la nivelul tău. Da. Asta e cea mai mare greutate. Și dacă vreau din urmă, zice, măi, eu la trebuie, îi văd înaintea voastră. Corect? Dar zici, de ce nu l-a ajutat? Și eu zic că, ba, eu l-aș ajuta? Dar n-am răbdare.
nu ar lătai, pentru că nu se poate exprima exact. Exact. De ce. Exact. Niciodată în două ori îl vomești. Nu ăsta e interesul. No. Interesul să înveți copilul... Da, și dacă copilul plânge, țip la el, el nu faci nimic. Și asta de aceea. De aceea, deci vedeți că aici dumneavoastră aveți mare, deci răbdarea, înțelepciunea care vă îndrepta Dumnezeu, puterea asta care vă dă și la vârsta asta să faceți pentru copii, știți, poate să vrea dacă face și un adult să își aprobă pentru că vreau matematica. Este dat la Dumnezeu. Exact. Așa cum exact. Să-i rugăm la Dumnezeu, că ține vorba părinților care eu mă întâlnesc, să-l țină Domnul Dumnezeu, să-l țină Domnul Profesor, că avem mai multe părinte, vedeți? Da. Părinții ce... Să... La revedere! La revedere! Pe curând, duceți vestea asta! Duceți vestea! Până mâine! Da. Ne vedem din nou! La revedere!